Salutare, salutare, prietena, și bine v-am regăsit la un nou gameplay. În episodul de astăzi o să jucăm un shooter intitulat Striden. Joculețul găsiți pe Steam, eu de acolo îl joc. Momentan este în faza de demo doar, încă nu s-a lansat. Și este un joc dezvoltat de către cei de la Five Fortress. Iar jocul, după cum vedeți, se poate juca multiplayer, deci va trebui să găsim și noi un server. Dacă ați ajuns aici la partea de a căuta server și nu vă apare niciun server, eu vă recomand să dați un refresh server aici și cu siguranță veți avea parte de servere. Tot așa recomandabil ar fi să intrați în serverul cel mai populat pentru a avea cu cine să te joci. O să intru pe inamici pur și simplu să dau buzna pe ei. Nu putem intra pe ei. Ciocanul muce. Le dăm ciocane la ușe. Oh, m-a dat. Ne-am ciocane în gură direct. Așa. Deci am murit aici. După ce mori, te dă aici, îți arată interfața asta. Și aici te vei putea reloca. După câteva secunde te vei putea să te relochezi. Uite, îmi dă respawn și o să mă duc mai aproape de fortul meu, de zona mea, ca să-mi pot să-mi iau și eu provizii. Ok. De data asta am venit în propriul nostru fort. Cred că nu-i biserica de mine treabă și exact acolo ne vedem albastru. Wow! Se pare că popa făcea trafic cu arme aici. Despre joc ce trebuie să știți, că ferească Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne! Ce trăiești? Uite filtrele de mască de care vă spuneam, o să am nevoie de ele pentru că în momentul când se va da zona contaminată, o să am nevoie de filtre și în joculețul ăsta va trebui să aduni totul adun pentru că ai nevoie de absolut tot. Avem și poțiuni, avem și tot felul de medikituri, de nebunii. Dar interesant e să ajung aici să-mi fac arma și eu. Pentru asta trebuie să intru în baza albastră. Dar că cred că mai pot să mai lootez ceva pe aici. Nu-i rău. O simfonie aici, dacă doriți. Dacă ați cântat vreodată la pian cu ciocanul, dar melodia asta se numește Din ciocan măi, Leano, Leano, din ciocane mai ciocan, din ciocane mai ciocan, măi, Leano, mă. Să revenim cu picioarele pe pământ și să ne concentrăm pe joc, pentru că noi până la urmă suntem în război aici, nu cântăm la pian cu ciocanul, dar mai căutam ceva loot pe aici, să vedem ce și cum. Pe Q vezi, adică nu, pe tab îți arată echipa, ok. Click dreapta îți arată tot ce ai pe aici prin inventar. Uite că poți să construiești, să pui uși, geamuri, deci trebuie să preluăm o clădire. Pur și simplu să o închidem, să ne facem propriul atelier unde ne dezvoltăm armele. Eu în momentul de față nu dețin armă, așa că va trebui să merg aici la ai mei. Aici mă lasă să intru. Oh! Așa, și undeva aici sus avem workbench-ul de crafta arme. Uite aici unde e neica asta. Da, trebuie să craftăm și noi prima armă. În felul ăsta, da, avem și noi weapons. E boi, boi, boi! Aici... Jesus Christ, deci aici se fac pur și simplu bagi filtrele de la mască care sunt uzate, le bagi aici în această cadă și aici le duce toate, practic le face noi. Ok, hai să o tem la
la war, la război. Închis ușile pe aici. Cred că interesant ar fi să luptăm cât mai mult pe aici. Văd strengar de mei pe aici. Wow. Acolo e baza inamică, în zona aia. Dar nu văd pe niciunul de-al meu să meargă acolo. Deci majoritatea sunt axați aici pe loot. Așa că o să merg și eu să lootez. Salut, Petre. Ești chiar să-mi dai cu capul un armă. Blueprint-uri. Blueprint-urile astea te ajută practic să construiești primele bucăți din stație. Va trebui să construim o stație de emisie recepție, care stația respectivă ne va chema avionul de a ne extrage de aici din zonă. Avem și pistol. Jesus Christ! Bă, pistol, treburi, tupotel, filtre, ok. O trusă de scule aici. Și un blueprint din nou. Blueprint-urile astea foarte importante. O să aduc cât mai multe blueprint-uri posibile. O ușă în gură ce le-am dat aici. Să deschidea ușa invers. Vă spuneam că sunt 5 echipe în care fiecare echipă se bate pentru a ieși prima din zona respectivă. Cei care vor reuși prima dată să... M-am speriat de al meu, am crezut că e inamic. Cei care, care reușesc prima dată să cheme avionul, să cheme elicopterul pentru extracție, echipa respectivă câștigă. Ceilalți vor muri cu toții din cauza că îi va nenoroci gazul. Zona contaminată. Ce de pateuri ne-am luat aici, ferească Dumnezeu Sfânt, suntem pregătiți pentru sfârșitul lumii. De-abia mă duc, deja am destul de multe pe la mine. Toate ușile se deschid invers, de unde le trag eu. Și aici, încă două blueprint-uri. Nice. Astea va trebui să le ducem în bază și să încercăm acolo să construim stația. Conserve, niște sucuri, iarăși blueprint-uri. E exact ce vă spuneam. Uite, aceste... pistol, nu mai am luat unul. Cele filtre de mască rudimite le putem pune în acea chiuvetă acolo la noi și cu ele le vom putea refolosi. Incoming air supply. Un supply, un avion. Hai. Dacă... e o chestie interesantă. Acum am văzut. Aparent, dacă intri după unul de-al tău din echipă care a lootat aici, poți să lootezi după el încă. Deci nu a luat el tot loot-ul. Ia uite ce găsim aici. Jesus, Chrysler, câte blueprint-uri. Câte uși mai sunt pe aici. Încă un pistol. Nu ne trebuie pistol, că am luat unul. Ce mai dă aici? Așa, deci la gheață aveam niște carne de pisică și suc de unghii. Încă uși aici, să vedem ce ne mai oferă. Așa, un Pepsi de mere. Da, de aici ce mai avem? Mă, dar astea câte rații ne dă aici. Avem fasole brecată, fasole pansată și fasole lovită. Blueprint-uri! Blueprint-uri. Cred că am găsit toate blueprint-urile posibile și imposibile aici. O să le iau și o să încerc să mă duc în bază. Să vedem ce putem să facem cu ele acolo. Dacă putem să participăm și noi la prima stație, primul radar, să punem, dar nu știu dacă avem hartă.
Avem o hartă aici. Enemies has reached the air supply. Aparent unul de-al nostru a crăpat. Enemies have secured the air supply. Să și bate ai noștri pe acolo. Sunt curios cu ce o ăsta, ce e chiar. Sau... High levels of radioactivity. Make sure to have your gas mask or stronghold nearby. And drink. All right, I'm gonna try. What the hell, man? Încercăm să atacăm pe ăștia aici, oare? Nu mai pot să fug deja, masca mi-a scăpat gaz. Acum îmi intră. Am văzut unul aici, un inamic aici. Se tot încurajați de grenade. I'm in radio active bear. Oh my god. Vă aici. Enemy radio active bear is. Magazine. Tocmai l-am exterminat, l-am mutat nu ursul, dar practic cine a văzut? Am văzut cine are ursul nostru propriu. Jesus Christ. Dar ce te stă? L-am încărcat și mi-a dat cursul ca pe cuia pe lângă piept. Bagat, mi-a dat acolo. Am murit. Ce s-a întâmplat acolo, nu mă întrebați. Abar n-am cum dracu să joacă jocul ăsta. Da, bă, frate, sunt oriunde mă duc și oriunde ies, cineva trebuie să tragă în mine. Aici ce fierbe, pă? Au pus ăștia porum la fel, ești nebun. Atât am vrut să mănânc și eu mai mult marac, mai mult m-am mars decât să mănânc de acolo. Asta se închide, sau se închide, nu mai trebuie. Se închide. Practic mergem să atacăm aici, la drop, băia, bă. Fugim și noi la drop. Ia cape. Încercăm să luăm. Băi, eu în loc să scot arma, mi-a scos fasolea. Oh my god, cum mă bat eu acum cu fasolea în mână? Ăsta mănâncă și aici răzut. Ia și tu, fere. Oh my god, băi, schimbă. My god, băi, nu știu ce am făcut, de-am pus oala de fasole să mănânc eu, auzi, mă, frate. Și aici ăștia se omoară pe rupte. Oh my god.
Uai, ce am găsit aici? Nu știu ce asta, dar o iau. Mult ca sigur îmi trebuie. Mai mult ca sigur ne trebuie pe aici, dar nu avem noi treabă cu... Că nu-i infecție. Enemy radioactive bear is active. Nu-i infecție. Mamă, s-a auzit un lup, un urs, ceva, nu mai știu ce. Lup? Enemies have activated their radio transmitter. Defuse it as soon as possible. Pe aia ne-au atacat baza, oare? Am tarpă să ne atace baza? Practic văd un radar acolo, văd o stație care pâlpăie. Nu știu dacă cu aia trebuie să ne batem. Fuck. Încercăm. Oh my god, m-am pierdut pe tranșee pe aici. Nu mă sper să nu mai scot oala cu mâncare în timp ce mă bat, că cred că și nebunesc aici. Alu. Asta mă urmărește să ajung. Trebuie să mă urmărea cineva, că m-a făcut ăla alu. Go. Mamă, direct mie mi-a dat-o. E, acum cine scapă primul de aici? A venit elicopterul, dar practic nu știu cine a scăpat. Cred că ăștia roșii a scăpat, da. Au câștigat roșii, ne-am pierdut. Mamă, și câtă bătaie ne-a luat aici. Nu știu ce m-a bătut. M-a bătut ursul, mi-a dat a meu cu capace în cap. Băi, deci o chestie care n-am înțeles. Deci un joculeț super mega șmecher. Deci chiar m-am distrat aici jucând. M-a ținut captiv, așa, nu știam din ce direcție mi-au bătaie. Iată că am făcut și ceva aici. Mi-a dat o pușcă și mie. Serios? Deci am deblocat o pușcă nouă. Și cam asta ne-a fost joculețul. Destul de interesant, destul de mișto călea. Mai ca și mi-ai jucat să văd ce se întâmplă acolo și să încep să înțeleg ideea de construcții și ideea de modificări de arme, pentru că din câte am observat, arma mea nu prea avea damage destul de bun, comparativ cu celorlalți, cu echipieri care dădea destul de bine. Asta a fost gameplay-ul, dragi prieteni, a fost Cristi Gamerzone, iar până data viitoare, eu vă salut, numai bine, goodbye!